Salutare, dragi prieteni, și salutare celor neprieteni nouă. Noi mergem prin Chișinău deja de vreo jumătate de oră cu acest minunat drapel tricolor pe care îl ține Bianca, acum și vă-l arăt mai bine. Astfel, noi am hotărât să anunțăm locuitorii capitalei despre faptul că mâine va avea loc un marș automobilistic tricolor. Cu noi mai sunt în mașină Mirela, Victor și Bianca Roșcovanu. Vă așteptăm mâine cu chipiuri sau fără să veniți la marșul automobilistic. Ne dăm întâlnire la orele 12 exact în fața rotundei, cercului, sensului giratoriu de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Veți primi fiecare câte două drapele pentru mașină și vom parcurge fiecare sector al capitalei cu drapele tricolor și vom duce mesajul Unirii, mesajul românesc în fiecare sector al capitalei municipiului Chișinău. O să vă mai arătăm cam cum arată plimbarea asta noastră cu tricolor. Salutări, Veronica! Mergem pe Bulevardul Moscovei. Noi acuși o să mergem pe Bulevardul Moscovei, pe care noi am vrut să-l facem Bulevardul Unirii, dar din păcate nu s-a reușit. Nu ne-au susținut consilierii municipali din Chișinău.
Asta înseamnă că ne trebuie alți consilieri municipali în Chișinău. Vă anunțăm cu bucurie că Primăria Municipiului Chișinău ne-a eliberat o dispoziție, alte cuvinte, un document legal care ne permite să desfășurăm manifestația de mâine, și anume marșul automobilistic, marșul tricolor. Vă așteptăm, reamintesc, la orele 12, vă așteptăm la sensul giratoriu de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Fiecare participant care va veni cu automobil va primi câte două drapele tricolor. Este important să ieșim public, este important să manifestăm pentru românism, pentru tricolor, pentru limba română. Unii zic că facem tam-tam. Da, facem și tam-tam. Dar în același timp reparăm școala, am reparat-o. În același timp reparăm cimitirul, am demarat campania. În același timp facem promovări ale mișcării unioniste în Republica Moldova și în România. Adică îmbinăm utilul cu plăcutul, facem activități de tot genul. Și utile, și de vizibilitate, și de promovare vizuală a mesajului unionist. Nu poți face unirea tăcând. Unii ne spun, faceți și taceți. Nu poți să faci unirea tăcând din gură, nu poți să faci unirea nevorbind cu oamenii, nu poți să faci unirea fără manifestații publice, ca oamenii să vadă sprijin popular, să îndrăgească și să-și deprindă mentalul colectiv cu aceste simboluri naționale. Plimba așa prin toate sectoarele capitalei, ca lumea să știe că se întâmplă ceva, să fie în așteptarea unui eveniment, lumea să uită straniu, să uită curios la așa tip de acțiune. Concomitent, noi vom lansa un produs nou al ODIP, și anume plăcuțe cu tricolor, deci plasticul pentru plăcuțele de matriculare cu tricolor. O să publicăm mai târziu ca să vedeți exact despre ce este vorba. Acordăm prioritate pietonilor. După aia Marius, îmi sugerează, cred că ar fi bine să mergeți și pe la gări, autogări, unde se adună mult lume. Foarte bună idee, o să mergem și acolo. Bine, acum noi o să închidem live-ul ăsta.
ca să economisim resursele pentru mâine. Vă așteptăm pe toți în piață.